Este o postură foarte frumoasă și mă bucur că am făcut-o pentru prima dată în România și a fost și mai deosebit că a câștigat o româncă. Vreau să o felicit din suflet. Știu că nu este ușor să joci acasă, dar este și bine și frumos pentru că ei mult mai multă energie și de la public și de la persoanele dragi și sper să-i dea curaj să câștige, să mai facă finale și să le și câștige. Ai stat în astfel de turneu de 125 adus la București de domnul Țiriac, care a adus și foarte multe vedete de care te numești și tu și care a contat mult pentru și contează pentru tenisul românesc. Este o inițiativă foarte bună pe care vreau să o felicit și Fundația Țiriac și pe domnul Țiriac. Aceste turnee ajută foarte mult sportul românesc, tenisul românesc și cum am văzut, o româncă a câștigat și sunt sigură că o să o ajute pe încredere și mai ales pe puncte. Cheltuielile sunt mult mai mici să joci acasă și energia e mult mai bună. Deci este un lucru foarte, foarte pozitiv și sper, așa cum a făcut și până acum, să facă și mai multe turnee. Eu țin minte că acum mulți ani, 17 ani poate, am jucat și eu turnee de 10.000 și le-am și câștigat și a fost o experiență foarte frumoasă. Simona, glumind puțin, ai stat astăzi în tribune printre fani, nu ți-a venit să intri în teren? Mi-ar fi plăcut să fiu pe teren, bineînțeles, dar mi-a plăcut să fiu și în tribună, să susțin o româncă. Sper să mă întorc cât se poate de repede pe teren și să mă bucur și eu de tenis în continuare. E tot mai aproape Hong Kong, nu? Da, este aproape. Mai am foarte mult de muncit ca să ajung aproape de nivelul pe care mi-l doresc. Sper să și reușesc. Simona, visez la momentul în care vei ridica un nou trofeu? Nu m-am gândit la acest lucru, mă gândesc să fiu sănătoasă și aptă de joc și dacă voi fi capabilă o să mai vină și alte trofee. Ce român ți-ai dori să-ți acorde un trofeu, dacă e să vorbim de trofee? Domnul Țiriac, pentru că niciodată n-a vrut nici la Madrid, sper să am ocazia, nu știu dacă se va mai întâmpla, dar asta este, da, obicei. Simona, s-a împlinit un an de la vestea pe care ai primit-o, da, privind suspendarea ta, cum ai catalogat aceste 12 luni? Acum mă simt bine și, cum am mai spus, este un subiect pe care vreau să-l las în urmă. A fost, a trecut, am câștigat procesul, am dovedit că nu am fost vinovată cu absolut nimic și acum aștept să mă întorc pe teren. Care ar fi mesajul pe care îl transmiți Cristinei Neagu, care a anunțat că se retrage din activitate după cariera fantastică? Există viață și după sport, așa că îi doresc multă sănătate, că asta e cea mai importantă, și să se bucure de viață.